Un bărbat de 35 de ani din București a fost recuperat sâmbătă seara dintr-o zonă periculoasă a stațiunii Straja. Bucureșteanul a părăsit zona schiabilă și a intrat în pădure, de unde nu a reușit să se mai întoarcă. Înainte de a se rătăci, fusese amendat de o echipă de jandarmi montani, tocmai pentru că nu respecta normele de conduită în perimetrele schiabile. Bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. Trei echipe de prim ajutor au fost trimise în operațiunea de salvare, fiindcă apelul a venit după lăsarea serii. L-am recuperat în jur de ora 20 și l-am predat ambulanței. Era un șoc hipotermic când am ajuns la el. Înainte de a intra în pădure și a se rătăci, fusese amendat de jandarmi pentru că se afla pe pârtie după ce a băut. Era foarte recalcitrant și el și prietenul lui, care a apelat la 112. Am fost înjurați continuu pe toată perioada intervenției, a declarat pentru presa din Valea Jiului George Resiga, coordonatorul Salvamont Lupeni. Bucureșteanul a fost predat unui echipaj de la ambulanța de la Lupeni și se află în afara oricărui pericol.